Bună ziua! În calitate de președinte al Comisiei de Anchetă privind examinarea tuturor circumstanțelor răpirii ex-judecătorului Mihola Ceaus din Ucraina, voi susține acest briefing pentru a anunța opinia publică despre rezultatele ședinței de astăzi a Comisiei de Anchetă. În general, comisia noastră este una specială, în sensul că ședințele pe care le desfășurăm sunt ședințe închise și, din acest punct de vedere, presa, opinia publică a fost informată mai puțin despre chestiunile discutate în cadrul comisiei noastre. Trebuie să mai remarc aici că ședințele sunt închise pentru că este vorba de o chestiune ce ține de ordinea publică, de securitatea națională a Republicii Moldova și, de asemenea, este o problemă mai delicată dacă ne referim la faptul că a fost răpit un cetățean străin de pe teritoriul Republicii Moldova și acest lucru este extrem de îngrijorător. Astăzi am avut audieri repetate a Ministrului de Interne al Republicii Moldova, domnul Pavel Voicu. Dânsul ne-a relatat membrilor Comisiei mai multe detalii care țin de situația la zi a acestui caz. Bineînțeles, nu fără a ne referi la lucrurile care țin de secretele anchetei. De asemenea, am avut o întâlnire cu directorul Centrului Național pentru Date cu Caracter Personal, domnul Răducanu, care ne-a vorbit despre anumite aspecte ce țin de accesarea sau neaccesarea datelor lui Mihola Ceaus și a membrilor familiei acestuia. Totodată am discutat astăzi cu cel de-al doilea paznic al ex-judecătorului, care ne-a relatat ceea ce s-a întâmplat în data de 3 aprilie. Vreau să vă informez că astăzi urma să vină la ședința comisiei, sau cel puțin a fost invitat reprezentantul ambasadei Ucrainei în Republica Moldova, fie că este vorba despre excelența sa, domnul ambasador, fie că este vorba despre un reprezentant. Din păcate, nu a venit nimeni din partea ambasadei. Nu cunoaștem motivul. Noi vom solicita repetat ca cineva din reprezentanții ambasadei să vină pentru a avea un dialog, o discuție coerentă cu reprezentanții misiunii diplomatice și a pune anumite întrebări pe care le au membrii Comisiei de Anchetă. Totodată, noi am făcut mai multe interpelări către instituțiile statului, în special către Poliția de Frontieră, Serviciul Vamal, Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Afacerilor Interne, alte instituții abilitate ale statului, pentru a primi mai multe răspunsuri în vederea elucidării circumstanțelor răpirii ex-judecătorului. Până la ora actuală, noi avem diferite ipoteze legate de acest caz, acumulăm cât mai multă informație pentru ca în final să venim în fața Parlamentului cu un raport exhaustiv despre ceea ce s-a întâmplat. Ceea ce ne interesează mai mult este faptul că vom propune forul legislativ mai multe idei privind modificarea normelor în vigoare pentru a face în așa fel încât asemenea evenimente să nu se producă. Am observat mai multe breșe în sistemul de securitate, am observat că
o acțiune de genul acesta a fost posibilă pe teritoriul Republicii Moldova, ceea ce este extrem de îngrijorător și vom veni cu aceste propuneri pentru ca Parlamentul să îmbunătățească cadrul normativ, să asigure și să ajute instituțiile statului, Ministerul de Interne, Poliția de Frontieră, Serviciul de Informație și Securitate, să le ajute în așa fel încât asemenea acțiuni să poată fi prevenite în viitor. Acesta ar fi, de fapt, scopul de bază al Comisiei, atâta timp cât, repetăm, există o anchetă în derulare pe care o operează Procuratura Generală a Republicii Moldova și, din acest punct de vedere, noi, bineînțeles, nu vom substitui și nici nu putem face acest lucru și nici nu ne propunem acest lucru, nu vom putea substitui urmărirea penală pe care o exercită, operează instituțiile abilitate din domeniul de drept. Dar, în ceea ce privește soluții pentru îmbunătățirea cadrului legal, bineînțeles că noi vom face acest lucru. Este important să spunem că Comisia de Anchetă își desfășoară activitatea într-o perioadă în care s-a produs această infracțiune sau la câteva săptămâni după producerea acestei infracțiuni. Suntem, cum s-ar spune, suntem pe urme proaspete și din acest punct de vedere, noi nu încercăm să substituim celelalte instituții ale statului, cooperăm cu ele, încercăm să adunăm cât mai multă informație pentru a o putea, într-un final, sistematiza. Deocamdată, asta am vrut să anunț cu privire la ședința de astăzi a Comisiei de Anchetă. Vom continua, probabil că fie la sfârșitul acestei săptămâni, fie imediat la începutul săptămânii următoare, vom avea încă o ședință în care vom avea și audieri, dar totodată vom analiza informațiile care au început a veni deja de la instituțiile de abilitate ale statului, răspunsuri la interpelările pe care le-am expediat, la întrebările pe care le-au pus colegii noștri, membri în Comisia de Anchetă. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc o zi bună!